În județul Telorman, etapa a doua de vaccinare anticovid, începută efectiv în urmă cu o săptămână, este în plină desfășurare. Pentru o mai bună informare, ne-am deplasat la mai multe centre de vaccinare din județ și iată ce vă putem relata pentru început din Roșiorii de Vede. Procesul de vaccinare la Roșiorii de Vede se desfășoară în condiții normale. Pacienții se prezintă exact așa cum sunt programați, exact în ritmul în care trebuie vaccinați, deci nu am avut nici probleme de reacții adverse până în momentul de față de când am început vaccinarea și pot să zic că totul este ok. Avem personal, avem tot ce ne trebuie? Avem tot ce ne trebuie, avem și personal. Asistentele de la cabinetul școlar Roșiori de Vede se rotesc între ele pentru a se desfășura în condiții cât mai bune procesul de vaccinare, deci probleme nu avem, nu am de ce să mă plâng. Mi-aș dori să punctăm din nou pentru aceia care încă mai au oarece temeri, n-am avut până acum absolut niciun caz cu reacții adverse? Absolut niciun caz cu reacții adverse, nu am avut probleme. Chiar ne-am vaccinat și noi, deci nu, chiar nu sunt probleme. Un pic de durere la locul vaccinării, dar sau puțină febră seara sau în dimineața imediat următoare. În rest, nu au fost probleme deosebite raportate. Da, vreau să vă mai întreb despre problema vaccinului. Se întâmplă de multe ori să vină cu întârziere. Cam cum sunt datele problemei aici? Întârziere doar lunea, pentru că lunea până ajunge și la noi mai durează, dar nu atât de multe ore încât să nu putem rezolva în ziua respectivă pacienții care sunt programați pentru aceeași zi. Deci chiar dacă se întârzie câteva ore, pacienții sunt vaccinați până seara. De la Roșiori, echipa Info Express s-a deplasat în municipiul Turnu Măgurele, unde vaccinarea se afla în plină desfășurare, fără probleme sau incidente semnificative. Mi-a început acum o săptămână, până astăzi sunt vaccinate 504 persoane, 388 din Turnu Măgurele, 116 din comunele arondate centrului de la Turnu Măgurele, în jur de 10 comune. Ați întâmpinat probleme cu personalul? Nu, absolut nicio problemă. Să înțeleg că aveți tot ceea ce vă trebuie aici? Absolut tot, da. Aveți cumva cunoștință de cazuri deosebite, cazuri în care au fost probleme după vaccinare? Nu, la Turnu Măgurele nu a fost nicio problemă. Am văzut că ați luat și un grup pentru curent? Da, avem totul pregătit ca procesul de vaccinare să decurgă în cele mai bune condiții. După părerea dumneavoastră, lumea se vaccinează, sunt mai mulți care vor în ultimul timp să vaccineze? Tot ce a fost, toate persoanele care au fost programate s-au prezentat la vaccinare, au fost mici excepții în câteva zile când una, două persoane s-au prezentat și în ordine cronologică, cum erau înscriși în liste, au fost sunați și s-au prezentat alte persoane. Deci nu s-a aruncat, să zicem așa, s-au prăpădit nicio doză de vaccin. Ajuns și în municipiul reședință de județ Alexandria, am găsit un centrul de vaccinare anticovid, o organizare ca la carte, procesul de vaccinare decurgând în condiții cel puțin optime. Pe fiecare zi am avut 120 de programați, 120 de doze administrate, 0 pierderi, 0 reacții adverse. Săptămâna trecută, pe lângă ce am vaccinat noi în centru fix, noi mai avem și echipa mobilă, care s-a deplasat la centrele rezidențiale, centrele pentru bătrâni, pentru copii, unde acolo echipa mobilă a vaccinat pe fiecare zi, odată 24, odată 24, în altă zi 30 și în altă zi 21 de persoane, în afară de cei 120 pe care noi i-am vaccinat aici. De ieri, pe lângă cei 120 de programați pe care îi avem pe fiecare zi înscriși, vaccinăm și persoanele dializate, care fac dializă. Am înțeles, se întâmplă într-una din zile, spre exemplu, să nu vină anumite persoane, să aveți problema asta? S-au mai întâmplat cazuri să nu vină o persoană din motive medicale. Noi putem să chemăm o altă persoană, dar care este înscrisă pe platformă, adică să apară înscrisă pe platforma națională. Nu avem voie să chemăm
oameni care nu sunt înscriși în platforma națională. Am înțeles. După părerea dumneavoastră și din ceea ce vedeți zilnic, din experiența deja căpătată, vi se pare că oamenii sunt mai deschiși la vaccin față de zilele trecute sau de înainte de începerea etapei a doua? Mult mai deschiși. Mult mai deschiși față de când s-a început campania de vaccinare. Pentru cei care încă mai sunt sceptici în privința vaccinării, poate că cel mai bun sfat vine de aici. Tocmai v-ați vaccinat. Cum a fost? Ok. Ce ați simțit când v-ați vaccinat? O simplă înțepătură, ca la orice injecție. Și acum cum vă simțiți? Bine. Ce le-ați recomandat celor care se uită acum la Să-mi noi? Urmeze exemplu. Am 69 de ani. Așa cum ați putut constata, cel puțin până în acest moment, procesul de vaccinare în Telorman decurge normal, fără incidente, telormănenii dorindu-și într-un număr tot mai mare să se vaccineze, vaccinul fiind deocamdată singura soluție împotriva epidemiei.